Am semnat un proces verbal cu procesatorul. Vom libra laptele, laptele de la mine pleacă în Marea Britanie. Este o noutate, deci laptele de la Hărman, numai de la Hărman, din zonă, din România, va ajunge în Marea Britanie. Cum ați reușit să cuceriți piața britanică? Bine, nu eu, procesatorul. Procesatorul cum a reușit să pătrundă? Nu știu cum a reușit, a venit cu niște hârtii, de le-am semnat că dacă suntem de acord și dacă cumva ni se cere niște documente care să ateste că, într-adevăr, laptele care le livrez sunt de la vacile noastre, autohtone. Laptele trebuie să aibă anumite calități? Cere acest lucru procesatorul? Englezii sunt mai, să spunem, pretențioși atunci când vor să bea un lapte românesc? De la noi laptele, să știți că pleacă în parametrii care ni se cer de către Direcția Sanitar-Veterinară. Și NTG-ul, și grăsimea, de exemplu, procesatorul nu ți-a laptele dacă nu are 3 cu 8, minim. Și dacă are 4, 4 cu 2, lor le convine. Dar minim trebuie să aibă 3 cu 8. În fiecare zi se face analiza la lapte și dacă nu te încadrezi în parametri, atunci ți se aduce la cunoștință și spune, băi, vezi că la o vacă ai laptele slab, vezi că vaca aia are ceva, vezi că nu știu ce, deci nici să tot mereu ne anunță.